want to know his secret. Salut, eu sunt Andrei și bine v-am găsit de data aceasta la un episod ceva mai special pe canalul meu. O să încerc să le fac o deschidere la cutie la aceste căști și o prezentare. Căștile astea sunt căștile pe care le folosesc eu momentan. Sunt Marvo, stați un pic, așa, Marvo H8333 și le-am încercat un pic și mie mi se par destul de bune la prețul lor. Undeva la 70 de lei. Dar eu vreau să vă spun înainte că eu le-am luat într-un kit, adică au fost la pachetele, o tastatură, un mouse și un mousepad de la Altex, care a fost la reducere de la 180 de lei la 100 de lei. Și acum o să vă arăt ce este pe cutie. Aici arată ca un bas puternic, cred, că microfonul se poate învârte la 180 de grade, că au, nu știu exact ce e asta, cred că buretele la moale și că volumul se poate regla de pe fir. Pe lateral arată la fel modelul și Scorpion și sigla de la Marvo Scorpion aici. Și aici scrie că au un design ergonomic, un design de gaming și au un difuzor de 40 de mm. Pe spate, să vedem, ne arată că au un difuzor de 40 de mm, ceea ce am spus mai înainte, au două cabluri jack de 3,5 mm, unul pentru căști și unul pentru microfon, au reglarea volumului pe cablu, sunt compatibile cu Windows Vista, XP, 7, 8 și 10. Aici ne mai arată volum, ceva serie, și alte coduri de bare și alte chestii. Așa. Acum să vedem cum facem cutia. Eu am desfăcut-o o dată înainte. Deci, luăm așa. Și o să tragem de asta ca să vină în sus. Așa, căștile în cutie nu mai e nimic. Căștile vin pe un suport, așa cum îl vedeți aici. Se iau de pe acest suport și văd că cablul este prins pe aici. Și astea sunt căștile. Asta e cablul. E așa ca un fir de ață. Ați un pic, da? Văd dacă pot focaliza, ceea ce nu prea cred. Așa, scaun fie de ață, foarte rigid, cred că e de bună calitate cablu. Aici sunt cele două chestii de care v-am vorbit, cele două mufe. Aveau înainte niște plasticuri, dar desigur că le-am luat jos pentru că le-am verificat. Și aici au bureții ăștia foarte moi, confortabil, care nu cred că se vor deteriora în timp. Aici e difuzorul și se pot regla după mărimea capului. Și aici un burete moale, așa aici. Și microfonul, care are niște spații pentru a se auzi pe aici și pe aici. Dar vreau să vă spun că microfonul nu vi-l recomand pentru că se aude foarte încet. Nu știu de ce, poate nu-i fac eu bine setări, dar se aude foarte încet și nu voi prea recomand. Se lărgește destul de bine. Și cam astea sunt. Sunt foarte frumoase, microfonul nu se învârte la 180 de grade, cum o zic. Cred că sunt undeva pe la, cam așa ar fi 90, 120 de grade. Și se potrivesc foarte bine pe cap, stau destul de bine, se aud nu prea tare, nici prea încet, potrivit, când sunt la maxim un bas foarte tare, cum se zice în videoclip,
Adică, cum se zice, pe cutie. Ce avem din nou modelul. Și cam astea au fost căștile. Aici au un fel de chestie care sclipește, e faină. Asta e cablu, aici ăla de volum. Și aici v-am mai arătat toată. Astea mufele. Cam astea au fost căștile mele. Marvel H8333. Sper că v-a plăcut acest prim video de unboxing și de prezentare la căștile astea al meu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați pentru mai multe episoade de genul și pentru alte episoade de gaming. Am fost Andrei și până data viitoare, numai bine. Pa!